Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu, Codruța! Te-aș ruga să te prezinți. Sunt Otilia Lupu de la Graffiti Invest Bacău. Am venit aici cu mare drag, știam despre evenimentele voastre și a fost o onoare și o plăcere să fiu printre voi. Să fii speaker la evenimentele Business Days. Tu ai avut ieri o intervenție în cadrul conferinței. Ce temă, despre ce temă ai susținut? Am susținut, zic eu, un mic speech, un foarte mic speech despre rolul familiei în dezvoltarea carierei. Și speech documentat pe faptul că eu sunt un exemplu în acest sens. Am avut grijă și de familie și n-am lăsat cariera să fie pe primul loc în detrimentul familiei. Cum se pot completa, a spune, aceste două atribute? Păi ce să zic, la noi se pot completa foarte bine pentru că am avut șansa să lucrăm împreună de la început și așa cum spuneam și ieri, să avem aceleași bucurii și aceleași probleme. În businessul nostru pentru că este de mult și pentru că noi avem copii mari, i-am implicat și pe ei și asta ne creează o satisfacție suplimentară. Asta ar fi un mesaj pe care l-ai transmite până la urmă tuturor acelora care vor să înceapă un business de familie și poate că au rezerve. Da, mesajul meu este nu e niciun păcat să lucrezi împreună cu soția. Nu e niciun păcat să faci un business în familie, pentru că atunci când tragi linia cu plus, dă cu plus. Atunci când faci un business în familie și este recomandarea mea bazată pe experiența de 15 ani. Ce recomanda potențialilor participanți la ediții, la Business Days? Cu ce recomandări vii după implicarea ta ca speaker? Mă refer la viitoarele ediții. Am făcut deja recomandări. Ce să zic? A fost o bucurie să văd atâția tineri în sală și aseară mi-au dat lacrimile pentru că am primit pe Facebook un mesaj în care cineva îmi spunea că a fost foarte motivant speech-ul meu. Da, mă bucur că am reușit să motivez și să stârnesc o emoție cu ceea ce am spus. E un lucru în care cred foarte tare și este foarte bine că sunt mulți tineri și că au auzit ce s-a discutat și că au putut lua parte din ceea ce înseamnă o emoție de a-l avea pe Ivan Pațaichin și pe toți acei speaker care au transmis din experiența lor. Eu zic că sunt două zile câștigate și voi faceți un lucru minunat pentru că puteți să faceți lucrul ăsta pentru noi. Cu siguranță, fără suportul vostru al speakerilor, nu am reușit să ajungem la acest nivel. Pe final te-aș întreba, ce ne recomanda, ce n-ai recomanda unui participant la nivel de așteptări? Adică fiecare venim cu așteptări mai mari sau mai mici la un eveniment de business și poate nu întotdeauna mesajele transmise în cadrul conferințelor sunt pe măsura așteptărilor lor. La ce să se aștepte și la ce să nu se aștepte de la un gen de eveniment, gen Business Day? Așteptările categoric și le face fiecare și dezamăgirile sunt așteptări neîmplinite. Una peste alta, cei care vin aici sunt convinsă că au un anumit nivel de educație antreprenorială, de educație de business și atunci n-aș putea să spun că să nu se aștepte la ceva. Să trateze totul cu seriozitate și umor. Astea sunt două elemente care pe mine m-au ajutat foarte tare și acasă și în afaceri. Și orice nemulțumire s-o transforme în ceva pozitiv. Iar altă recomandare, am auzit mai devreme în
speech-ul lui Laurent, este foarte important ce întrebări pui. Să nu pui întrebări care, al căror răspuns nu te intereseze decât pe tine. Să fii pozitiv și să te gândești că răspunsul pe care îl aștepți ar trebui să fie pentru majoritatea sau măcar pentru o mare parte din cei care sunt alături. Cu siguranță. Asta este, dacă pot zice, un mesaj pentru tinerii antreprenori, că trebuie să schimbe atitudinea, să creeze o atitudine generatoare succesului și atunci poate pot să pună în practică mesajele transmise de speakerii de la Business Days. Cu siguranță, deja noțiunea de antreprenor, din punctul meu de vedere, se leagă de succes, pentru că odată ce îți alegi să mergi pe drumul ăsta, să fii antreprenor, te gândești clar că o să ai succes. Dacă nu te duci, te angajezi într-o companie, ai drumul tău, dar eu cred că majoritatea tinerilor care au fost aici și care au ascultat poveștile de succes ale speakerilor, sunt motivați să devină antreprenori și sunt motivați să facă lucrurile altfel decât cei din jurul lor. Vei face un follow-up după intervenția ta cu participanții? Nu m-am gândit, dar uite, e o idee foarte bună. Un mesaj de final pentru tinerii antreprenori, pentru cei care vor să lucreze împreună cu soțiile? Mesajul meu l-am spus deja, da, eu sunt pentru afacerile în familie, dacă se poate să se întâmple lucrurile de așa manieră și încercați să tratați cu umor toate provocările din afaceri și din viața voastră personală. Mulțumesc!